Bucle aurii, după o poveste populară engleză. A fost odată o căsuță în care locuia familia urs. Tatăl ursi era mare și gras. Mama urs era așa și așa, iar fiul lor ursulică era mic de tot. Prin urmare, paturile lor erau diferite. Tatăl urs avea un dita mai patul lung și lat ca să se odihnească bine. Mama urs avea un pat nici mare, nici mic cu un frumos baldachin roșu și ursulica avea un pătuț pe potrivia lui. Aproape de șemineu se afla un jilț mare, sculptat pentru capul familiei, un fotoliu învelit în catifea albastră pentru mamă și un scăunel pentru ursulica. Până și în bucătărie, așezate ordonat pe masă, erau trei castroane de dimensiuni diferite, unul mare, unul mijlociu și unul mic. Tatăl urs era foarte temut și respectat în împrejurimi, iar mama urs avea multe prietene. Ursulică însă nu avea prieteni, căci voia mereu să aibă dreptate când se juca și era foarte orgolios. Nu departe de ei locuia o fetiță blondă pe nume Buclea Urii, care avea cam aceeași fire cu a lui Ursulică, dar era și mândră pe deasupra și nu voia să se joace cu ursulețul. Într-o zi, Mama urs pregătie o pudincă de ciocolată delicioasă. Trebuie să o lăsăm să se răcească, să fie și mai bună. Ce-ar fi să facem o plimbare în timpul ăsta? spuse mama urs. Așa că familia urs porni voioasă pe poteca ce șerpuia de-a lungul râului. În acest timp, tot culegând flori, bucleaurii ajunse din întâmplare pe lângă casa familiei urs și, curioasă, Păi tu la ușă, cioc-cioc, dar nu-i răspunse nimeni. Of, se tă fetița nerăbdătoare. E cineva acasă? întrebă ea, trecând pragul. Mm, însă iar nu primi niciun răspuns. Bucleauri intră în casa pustie și începu să-și bage nasul prin bucătărie. Oh, dar asta e budincă, exclamă ea mai întâi vârâ degetul în castronul mare, dar budinca îi se păru fierbinte. Apoi o gustă pe cea din castronul mijlociu, dar și asta era prea caldă. Încercă la urmă și castronul lui Ursulică, de data asta era bună. Cât ai clipi, fetița goli strachina, cu burta plină ar fi vrut să se odihnească puțin. În sufragerie văzut scaunul mare al tatălui urs, dar acesta se dovedi prea tare pentru ea. Buclea se mută în fotoliul mamei urs, dar acesta îi se păru prea moale. Apoi, în sfârșit, își găsi locul potrivit, un scăunel frumos numai bun ca mărime. Fetița se trânti în el cu toată greutatea, dar scăunelul se rupse cu o bufnitură. Buclea urii căzu cu picioarele în sus, însă nu se pierdu cu firea. Se ridică și sui la etaj. În dormitor găsi trei paturi. Mai întâi se întinse în patul imens al tatălui, dar acesta era prea mare pentru ea. Apoi se culcă în patul mamei Urs, dar și acesta era prea larg. În sfârșit, ajunse la pătuțul lui Ursulică, exact pe măsura ei. <gângâng> Mi se pare comod își spuse ea, încercându-l să vadă cât e de moale. Cred că... Uuuh, mă întind doar puțin. Încheie ea căscând și a dormit numai decât. În acest timp, familia urs se întorcea acasă. Tatăl urs văzut din depărtare ușa pe jumătate deschisă și înțelesese că intrase cineva în casă. Ei, poftim, știam eu că cineva a mâncat budinca, strică el. Cineva mi-a deranjat fotoliul, spuse supărată mama urs. Și cineva mi-a rupt scaunul, țipă ursulică. Cine era făptașul atâtor nenorociri? Urcare toți la etaj și se apropia lui de pătucul lui ursulică. Bucle dormea fericită. Ursulețul o trezi și fetița, cuprinsă de teamă, se dădu jos din pat, dintr-o săritură și o zbughi pe scări. Ursulică strigă: Nu fugi, nu, nu fugi, te iert! Vino să ne jucăm! Și chiar așa se sfârși povestea. Din ziua aceea, buclea urii deveni cea mai bună prietenă și se împrieteni cu Ursulică.